Să învățăm regulile de joc. Handbal, reguli de joc. Apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac și picior. Tema se adresează clasei a 6-a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, aplicarea pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare în condițiile adaptării acestora. Jocul sportiv în școală. Are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handbal. Denumirea provine din limba engleză, hand, mână, ball, minge. Se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicerc la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de 7 jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului, și anume pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu, aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar. Intercepția, pătrunderea, depășirea. Sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte. Acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Regula de joc, apărarea în semicerc. În spațiul de poartă are dreptul să intre numai portarul. Se consideră că un jucător a pătruns în spațiul de poartă atunci când atinge spațiul de poartă, inclusiv linia spațiului de poartă, cu orice parte a corpului.
Este permisă atingerea mingii aflate în aer deasupra spațiului de poartă dacă jucătorul nu calcă semicercul înainte de desprinderea de pe sol. Sancțiuni. Aruncare de la 7 metri când un jucător al echipei aflate în apărare intră în spațiul de poartă și astfel împiedică o șansă clară de gol. În sensul acestei reguli, conceptul de pătrundere în spațiul de poartă nu înseamnă doar atingerea liniei spațiului de poartă, ci și pășirea, intrarea clară în spațiul de poartă. Aruncare liberă când un jucător al echipei aflate în apărare intră în spațiul de poartă și își creează un avantaj prin aceasta, dar nu împiedică o șansă clară de gol. Regula de joc, călcarea semicercului în atac. În spațiul de poartă are dreptul să intre numai portarul. Se consideră că un jucător a pătruns în spațiul de poartă atunci când atinge spațiul de poartă, inclusiv linia spațiului de poartă, cu orice parte a corpului. Când un jucător al echipei aflate în atac intră în spațiul de poartă cu mingea sub control sau intră fără minge, dar își creează prin aceasta un avantaj, arbitrul dictează aruncare de la poartă. Portarul echipei în apărare va repune mingea în joc. Călcarea semicercului în atac. Este permisă atingerea mingii aflate în aer deasupra spațiului de poartă dacă jucătorul nu calcă semicercul înainte de desprinderea de pe sol. Pătrunderea în spațiul de poartă nu se sancționează când un jucător intră în spațiul de poartă după ce a jucat mingea atâta timp cât acest lucru nu creează un dezavantaj pentru adversari, jucătorul uneia dintre echipe intră în spațiul de poartă fără minge și nu își creează un avantaj din aceasta. Regula de joc, picior. Atingerea mingii cu orice parte a piciorului de la genunchi în jos, cu excepția cazului când mingea a fost aruncată în jucător de către un adversar. Sancțiuni. Aruncare liberă pentru adversari sau comportare nesportivă care justifică o sancțiune progresivă în cazul blocării intenționate a unei aruncări sau pase cu orice parte a piciorului de la genunchi în jos. Mișcările reflexe, de exemplu mișcarea de apropiere a picioarelor, nu trebuie sancționate. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumiri elevilor în cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.